și vreau, de invitați. Vreau, pe jos și pe scurt, să ne referim și la ultimul premiu care a venit tocmai din Canada. Da, de la Toronto, filmul... la un festival foarte interesant, unul din cele mai importante pe zona asta de film alternativ independent din Europa, din America de Nord. Este un festival unde au avut vreo 10.000 înscrise în concurs. Noi acolo am avut bucuria să fim selectați tocmai cu 3 filme. Uh-huh. Ecouri, Cadou și un film mai nou, experimental, de vreo 2 minute, care se numește Dante Cafe, care a fost nominalizat, apropo, la cel mai bun film experimental între cele mai bune 6 filme din vreo 10.000. Uh-huh. Dați seama. Iar Cadou a fost nominalizat pentru cel mai bun film al festivalului. Asta era secțiunea cea mai importantă. A intrat în 6 filme cele mai bune, dar nu a câștigat. Numai unul a câștigat. Uh-huh. Și a mai fost nominalizat la cel mai bun actor, actorul copilul din film, Nico Becker. Iarăși o chestie interesantă. Iar Ecouri a luat 2 premii. Așa, unul suna Best Artistic Film și al doilea pentru cel mai bun poster, care eu l-am conceput, apropo, și mă bucur că eu nu sunt grafic designer, dar mă duce. V-a reușit. Felicitări pentru aceste reușite, mersi, și vă așteptăm mersi, și mersi, cu altele. Mersi, cu vă mulțumim tare mult. Revedere.